Anul 2014 le-a adus soților Țepeș Burlacu multe realizări frumoase, iar ultima lovitură au dat-o chiar la finele anului, atunci când au lansat piesa Căsuța cu povești, interpretată de Smaranda și Costi Burlacu, o colaborare inedită dintre tată și fică. Echipa noastră a aflat mai multe detalii despre noul produs muzical pe care le împărtășim cu voi. La căsuța noastră cu povești, stelele se uită pred ferești. În această iarnă, familia Burlacu ne-a deschis ușa la o adevărată căsuță cu povești. Cel mai nou produs muzical din repertoriul interpreților ne-a făcut pe toți să pătrundem într-o lume adevărată a poveștilor. Însă, de această dată, în rolul principal este mezina familiei și tăticul. Dar mi-am dorit de mai multă vreme să fac un duet cu Smaranda, o piesă în care să ne ducem cu toți în lumea copilăriei, să ne facem cu gândul și mi-am dorit foarte mult așa un dialog între tată și fiică și n-am putut să fac asta mai devreme pentru că Smaranda era și ea mai micuță, acum deja pronunță toate literele foarte bine, e mai dezghețat un pic și m-am gândit mai ales că e în perioada sărbătorilor, că a venit perioada sărbătorilor când toți îl așteptăm pe moș. O melodie magică cerea și un videoclip la fel de magic. Astfel, soții Burlacu au apelat la o echipă de profesioniști care s-au mobilizat destul de repede și au venit cu idei originale. Atunci când am realizat piesa, când am văzut cât de dulce a ieșit, pentru că, știi, din start vezi într-un fel, după aia la final iese un pic, poate mai bine decât te-ai fi așteptat. Și în final, când am văzut cum a ieșit, zic că chiar ar trebui și un videoclip și mi-am dat zor. A doua zi am și mers la echipa lui Roman Burlaca, care a reușit în câteva zile, într-un timp record, pentru că s-a muncit așa pe rupte, să reușim acest videoclip până în 30 decembrie. Și videoclipul care a durat, apropo, două zile de filmare pentru... Da, a fost implicată multă lume, apropo de personaje, iarăși s-au ocupat ei. Mie când mi-a zis câtă lume va trebui să participe, mă gândesc, Doamne, cine o să-i adune și cum o să-i... Dar am fost plăcut surprins în ziua filmării să vin și să văd că erau deja toți gata, costumați, pregătiți și... Le mulțumim părinților care au adus copiii. Copiii, de fapt, au fost în rolul piticilor. Cei șapte pitici și le mulțumim foarte mult pentru atâta răbdare, pentru că au așteptat sărmanii copii foarte mult timp. A durat foarte mult. Filmările au durat două zile, însă pe micuța Smaranda nu a obosit-o. Nici măcar atunci când a trebuit să filmeze până la 1 de noapte. Ba dimpotrivă, vedeta de 5 anișori a rămas entuziasmată. A primit-o ca pe o șoacă. De altfel, copiii o iau mult mai ferești și mai ușor el toate lucrurile astea. Noi cântăm în casă, în permanență. I-am cântat-o de câteva ori la pian, încă neavând text și ea deja m-a întrebat, hai, când o să fie versurile? Un mare mulțumesc Georgete Venovan, care ne-a făcut niște versuri extraordinare și atât de dulci, atât de calde. Și am învățat foarte repede, într-o seară le-aș învățat pe de rost, deja a doua seară mă corecta ea pe mine, îmi zicea, aici ai greșit, acolo n-ai intonat corect. Am remarcat în videoclip un adevărat pod al unei case, misterios, care ascundea multe taine, iar micuța Smaranda încerca rând pe rând să le descopere. A fost ideea să fie un pod în care Smaranda nu a mai fost niciodată, adică copilul din videoclip nu a mai fost niciodată, tati face o surpriză fetiței și când mi-a zis că trebuie să găsim un pod cu un geam rotund, cu un geam înghețat, cu multe lucruri vechi în el, zic, Doamne, de unde îl găsim noi tot asta? Iarăși s-au implicat specialiștii scenografii care au realizat un decor butaforic, deci toată această căsuță este butaforică. Filmările au avut loc în Ginta Teatrului Ginta Latină. Acolo s-a montat acest decor, deci acest pod al bunicilor și chiar mă bucur că din
chiar și din lucruri butaforice, la cadrul video s-a arătat foarte natural. Foarte bine și foarte gustoasă imaginea. S-a tot vehiculat prin presă că Costi Burlacu vrea să o facă pe micuța Smaranda o adevărată vedetă. La toate acestea, interpretul dă o replică. Ea deja este o vedetă micuță de când s-a născut, pentru că, evident, noi la toate emisiunile când venim, voi și jurnaliștii în permanență ne întrebați ce mai face Smaranda, mai... Foarte mulți jurnaliști au venit la noi acasă, în repetate rânduri, adică ea a fost oarecum expusă public. Nu ne-am dorit neapărat să-i facem eu carieră și nu, și de altfel e și prea mult spus pentru un copil de 5 ani să zicem că carieră sau că o lansăm. Este mai mult un biet, o melodie pe moment, dar nici de cum nu voi insista pe acest lucru, pentru că ea este la vârsta în care trebuie să studieze, să se joace, să le cunoască pe toate și decizia îi va aparține ei când va crește mai mare. Surprizele din partea soților Țepeș Burlacu nu se încheie aici, pentru că doar creind viața lor are un sens, iar cei care îi inspiră sunt desigur telespectatorii, pentru care interpreții au lăsat un mesaj. Salut mare tuturor celor de acasă care ne privesc, care ne ascultă, care ne așteaptă noile melodii. Vă dorim să aveți parte de un an bogat, cu multe realizări frumoase, cu muzica sufletului vostru dragă pe care o așteptați. Noi promitem că și în anul ăsta vom veni prin toate localitățile țării, alături de dumneavoastră, cu cele mai frumoase spectacole, cu multe alte surprize. Eu știu că voi ne așteptați și noi cu neapărat vom veni. La căsuța cu povești, poți și timpul să lupești și rămâne nepoții moșului cel drag. Și rămâne nepoții moșului.